Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. La ultima noastră întâlnire am vorbit despre avort. Am fost motivat în îndrăzneala mea despre, de a vorbi despre avort de faptul că, în generația noastră, există o tendință violentă de redefinire a valorilor fundamentale ale vieții. Se discută intens despre căsătorie. Căsătoria tradițională și. Căsătoria contemporană. Trebuie să ne căsătorim cu persoane de gen opus sau ne putem căsători cu oricine. Trebuie să ne căsătorim cu o persoană sau ne putem căsători cu oricâte persoane dorim noi. De asemenea, într-o discuție foarte intensă este subiectul avortului. Este păcat sau nu-i păcat? Copilul care este omorât este un copil, este o ființă umană, este omorât sau este doar o sarcină, o bucată de carne pe care o scoți afară. Subiectele acestea sunt delicate. Abordarea lor nu e suficientă să fie făcută dintr-o manieră populară, ci trebuie privite dintr-o perspectivă științifică. La ultima întâlnire am încercat să prezint punctul de vedere al oamenilor de știință în domeniu. Aș vrea să continuăm uh, astăzi și să mergem mai departe, dar nu înainte să spun că data trecută am încercat să răspundem la următoarea întrebare. Când apare viața, în momentul concepției sau în momentul nașterii copilului? Și am spus lucrurile pe care le-am spus. Uh, acum aș vrea să spun încă un lucru. Pe care îl spun cei care au libertatea să facă avort. Probabil că ar trebui să amintesc și faptul că există trei puncte de vedere cu privire la avort care vin din înțelegerea cu privire la copil dacă este în totalitate om, dacă este potențial om sau dacă este subuman. Cei care văd copilul în totalitate om nu fac avort. Cei care îl văd potențial om fac avort doar în situații um, în care se impune să faci avort, dar nu la cerere. Iar cei care îl văd pe copil subuman fac avort, fac avort la cerere. Ei bine, în legătură cu subiectul acesta, cei care fac avort la cerere au anumite argumente două dintre ele le-am prezentat în întâlnirea de data trecută și încă 2, 3, 4 sau 5 o să prezint în funcție de timpul disponibil în timpul acestei emisiuni. Spre exemplu, există un alt argument potrivit căruia interzicerea avortului în comunism a ucis 12.000 de femei. Aș vrea să vă întreb, atunci când un șofer depășește limita de viteză, nu cred că se constituie într-un argument să afirmăm că de vină este legea circulației. Să presupune că au murit aproximativ 12.000 de femei, dar au salvat 15-20 de milioane de copii, nu de țesuturi, ci de oameni. Și dacă n-ar fi fost abrogate, ar fi fost salvate încă vreo 15-20 de milioane de oameni. A fi pentru viață, pro-life, înseamnă a fi împotriva dreptului de alege, adică pro-choice. Antonimul lui pentru viață, pro-life, nu este pro-choice, adică pentru alegere, ci e pro-death, adică pentru moarte. De aceea susținătorii avorturilor nu spun pentru moarte, deși asta sunt. Ne place sau nu, femeile vor continua să facă avorturi, este un alt argument. Cu alte cuvinte, ce o stare să luptăm împotriva avorturilor. Cum ar fi să argumentăm inutilitatea legii de circulație folosind următorul argument? Ne place sau nu, oricum șoferii vor trece pe roșu. Ne place sau nu, șoferii vor continua să conducă cu viteză excesivă. Ne place sau nu, șoferii vor depăși pe linie continuă. Ne place sau nu, nu aveți îndrăzneala să treceți pe trecerea de pieton pentru că șoferii nu opresc și vă omoară. Cum ar fi să argumentăm asta? Nu mai are rost legea circulației pentru că oricum șoferii nu o respectă. Încă un argument. Decât să se facă avorturi clandestine cu risc pentru viața femeilor, mai bine să se facă legal în condiții de higienă și sub supraveghere medicală. Stimați prieteni, vă amintesc de faptul că crimele naziste nu sunt mai puțin odioase pentru că s-au făcut legal și sub supraveghere medicală. Violurile și jafurile se fac întotdeauna în condiții proaste, nehigienice. Nimeni nu se gândește să organizeze centre unde violurile și jafurile să se facă sub control medical, ca să se facă bine. Un alt argument este, nenăscutul este doar un embrion sau un fetus, o bucată de țesut, un produs al concepției. Nu este un copil, nu este un om. Avortul reprezintă terminarea unei sarcini, nu uciderea unui copil. Asta este unul dintre argumente. Cuvântul embrion este utilizat pentru a numi orice creatură vie care se află într-un anumit stadiu incipient de dezvoltare. Acest lucru este ca și cum ai spune că un copil nu este o ființă umană sau este mai puțin om deoarece nu este încă adolescent sau că un adolescent nu este ființă umană pentru că nu este încă un adult. Stadiul de dezvoltare nu are nimic de a face cu valoarea umană. Mișcarea Pro-alegere, pro-choice, folosește termeni embrion, făt, sarcină, produs de concepție, pentru a putea folosi termenii eliminat, avort. Dacă ar folosi cuvântul copil, ar trebui să folosească cuvântul ucide. Din cauza unor schimbări semantice convenabile, realitatea este ascunsă pentru publicul larg, grăbit și înțelegător. Aceste modificări semantice sunt făcute pentru depersonalizarea copiilor nenăscuți și pentru a masca realitatea și a deruta oamenii. Cercetătorul în domeniul Holocaustului, Raul Hilberg, susține că soluția pentru distrugerea pe scară largă a poporului evreu a fost utilizarea unei terminologii degradante, cum ar fi "lichia" și gunoi. Ei nu omorau oameni la Auschwitz, ci omorau lichele și gunoaie. Cu, acest, cu această terminologie, au orbit societatea cu privire la faptul că erau uciși oameni reali, nu gunoaie. Informația genetică stocată în copil la concepție este echivalentă a 50 de ori cantitatea de informații din Enciclopedia Britanică. Permiteți-mi să repet asta. Informația genetică stocată în copil la concepție este echivalentul a 50 de ori cantitatea de informații din Enciclopedia Britanică. Stimați prieteni, ăsta este țesut. La 18 zile de la concepție inima se formează. Ochii încep să se dezvolte. La 21 de zile, inima nu numai că bate, dar pompează sânge în tot corpul. La 28 de zile, mânuțele și piciorușele nenăscutului deja sunt în formare, iar la 30 de zile mărimea acestora este de 10 ori mai mare. Nenăscutul are creier, iar sângele circulă prin vene. La 35 de zile gura, urechile, nasul iau formă. La 40 de zile pot fi înregistrate undele cerebrale ale creierului. Bătaia inimii copilului, care începuse cu 3 săptămâni mai devreme, poate fi deja detectată de un stetoscop cu ultrasunete. La 42 de zile, scheletul este format, iar creierul controlează mișcarea mușchilor și a organelor. Copilul nenăscut răspunde reflexiv la stimul și poate fi deja capabil să simtă durerea. Deși embrionul acum cântărește doar un gram, acesta este dotat cu toate organele interne ale adultului, care se află în diverse stadii de dezvoltare. Are deja o guriță, buze, limbă și gingii pentru cei 20 de dinți de lapte. Sexul și organele de reproducere încep să înmugurească la 8 săptămâni, respectiv 2 luni, mâinile și picioarele sunt aproape perfect formate, iar amprentele digitale sunt în curs de dezvoltare. La 9 săptămâni, un copil va îndoi degetele în jurul unui obiect pus în palmă. unghiile se formează, iar copilașul își suge degetul. Copilul de 9 săptămâni încearcă să salte, să se rotească, să lovească. La 10 săptămâni, copilul clipește din ochi, înghite și se încruntă. La 11 săptămâni urinează, are o mare varietate de expresii faciale și chiar zâmbește. Copilul își întoarce picioarele, își răsucește uh, corpul, vântură degetele de la picioare, strânge pumnul, își mișcă degetul mare, îndoaie închieturile, deschide gura. Toate acestea se întâmplă în primele trei luni de viață. În celelalte șase luni rămase, nu se mai dezvoltă nimic. Copilul doar crește și se maturizează. Cum spunem atunci când există bătăi ale inimii și unde cerebrale? Spunem viață. Cum spunem atunci când unei persoane nu-i mai bate inima și nu mai are unde cerebrale? Activitatea creierului. Spunem moarte. Este un fapt științific incontestabil. Că fiecare avort chirurgical, legal, pune capăt unei inimi care bate și oprește undele cerebrale, care sunt deja măsurabile. Pune capăt unei vieți. Pune capăt vieții unei persoane care este doar un copil nenăscut. Aceasta se numește moarte. Moartea unui copil fără apărare. Problema nu este doar ignoranța, ci și dezinformarea. Care sunt descrie, Cum descriem simptomele post-avort? Perioada de după avort este o perioadă foarte complicată pentru femeile implicate într-un avort. Și doar prin experiență se poate înțelege pe deplin uh, cât de complicată este perioada aceasta. Dar să descriem puțin simptomele. Teama și evitarea medicilor, a cabinetelor medicale, stomatologice și ginecologice sentimente de tristețe, deprimare și amărăciune, predispoziție de plâns la vederea copiilor, a bebelușilor în mod special sau a femeilor însărcinate, invidie și gelozie față de femeile însărcinate sau față de femeile cu copii, amintirea datei aniversare a copilului ucis, probleme de somn, insomnie, vise și coșmaruri se visează având copil sau omorând copii, Reamintirea dureroasă a procedurii, a clinicii, a medicilor prezenți acolo. Negarea sau evitarea sentimentelor, gândurilor și a situațiilor care amintesc de experiența nefericită. Furie. Se poate manifesta direct sau indirect, uneori e ascunsă sub munții de durere și are forma de manifestări agresive, dar subtile. Vină și rușine. A, vină și rușine. Femeile tind să se simtă vinovate și rușinate pentru avortul lor. Și vor să-l țină secret. Izolarea propriei persoane se demoralizează, se izolează, se retrag din activități care le aduceau bucurie cândva. Se izolează de prieteni, de situații sociale și chiar de membrii familiei. Sensibilitate și fobii. Mâncatul excesiv sau înfometarea. Femeile pot apela la astfel de comportamente pentru a se autopedepsi sau pentru a-i pedepsi pe cei implicați în decizia ei. Probleme de intimitate asocierea între sex, sarcină și avort le poate face pe femei să nu mai trăiască plăcerea actului sexual de odinioară. Irascibilitate crescută la zgomote, cum sunt zgomotele aspiratoarelor, a blenderelor, pentru că asta aduce aminte de aparatele, de, aparatele, de aspiratoarele folosite uh, în, în camera unde a avut loc avortul. Dificultăți în luarea deciziilor, se poate insta o panică legată de luarea unor decizii care s-ar dovedi greșite. Răcire emoțională a relațiilor cu copiii actuali, femeia este incapabilă să comunice sau să se apropie de copiii care i-are. Sau din potrivă, reacție adversă, protecție excesivă cu copiii actuali, vine din teama constantă că ceva rău li s-ar putea întâmpla ca o pedeapsă pentru avortul pe care l-a făcut temeri în așteptarea unui nou copil. Când o femeie care a făcut un avort sau mai multe rămâne însărcinată, coșmarurile pot apărea, reapărea. Comparație cu femeile însărcinate sau cu alți copii, privind la femeile însărcinate sau la alți copii. Învinovățire pentru pierderea unei sarcini sau sterilitate, considerând aceste lucruri ca o pedeapsă pentru avortul comis. Gânduri de sinucidere. Multe femei se luptă cu dorința de a-și viața Probleme legate de viața sexuală se pot manifesta în două direcții. La unele poate exista teama de a mai avea relații intime și de a rămâne din nou însărcinată, sau prin lipsa dorinței pentru relația intimă și imposibilitatea de a se bucura de actul sexual. Atitudine negativă față de menstruație, sângele și durerile din timpul menstruației pot aminti despre experiența avortului. Lipsa încrederii în sine însăși. Evitarea femeilor însărcinate, a hainelor de bebeluși, a medicilor. Dificultatea de a se ierta pe sine însă și de a crede că Dumnezeu o iartă, iritabilitate, anxietate, fără motive raționale sau vizibile. 10 motive pentru care avortul nu trebuie făcut sau câteva motive pentru care avortul nu trebuie făcut. Avortul nu trebuie făcut pentru că este un mare păcat în fața lui Dumnezeu. Pedepsește sufletele nevinovate, avortul. Un copil de 3, 4, 5 ani nu poate fi ucis pentru că tatăl său este violator. Tot la fel un copil nenăscut, care are 3-4 luni, nu poate fi avortat pentru că tatăl său este violator. Femeile nu sunt obiecte sexuale. Ele nu trebuie să existe pentru relațiile intime, iar copilul care se naște din relația aceasta intimă poate fi foarte ușor ucis. Primele feministe au fost pro viață, nu pro moarte. Avortul este un act de discriminare. Folosim autoritatea noastră și capacitățile și resursele noastre de adulți pentru a elimina pe cineva care este doar un copilaș, fără apărare. Singura care l-ar putea apăra îl duce în cabinetul unde are loc avortul. Avortul determină apariția tulburărilor mentale, frustrări teribile, depresie, anxietate. Chiar decizia de sinucidere. Avortul constituie un mare pericol pentru sănătatea femeii, în mod deosebit apariția cancerului mamar. Trebuie încurajată responsabilizarea. Avortul este uneori un instrument care ascunde cu ușurință o aventură sau o relație falimentară. Însă responsabilitatea nu trebuie evitată cu prețul vieții unui copil nevinovat. Nimic nu justifică uciderea unei persoane nevinovate. În loc de concluzie, am să vă spun despre un profesor care fiind la o școală medicală a dat studenților săi un studiu pe caz în care îi sfătuia să răspundă la următoarea întrebare. El a explicat, tatăl avea sifilis și mama tuberculoză. Din cei patru copii anteriori, primul era orb, al doilea murise, al treilea surdomut, iar al patrulea avea tuberculoză, ce ați sfătui femeia să facă când descopere că este din nou însărcinată? Un student a dat ceea ce părea a fi răspunsul evident. Aș sfătui eu să facă evort. Profesorul a răspuns, felicitări, tocmai l-ai ucis pe Beethoven. Ca și creștin trebuie să înțelegem că avortul este și lupta noastră. Ori Dumnezeu este interesat de răspunsul nostru în legătură cu acest dureros subiect. În primul rând ar trebui să ne rugăm pentru fenomenul acesta, pentru deciziile femeilor însărcinate, pentru paradigma de gândire pe care o au fetițele, fetele, tinerele și mamele. Trebuie să ne rugăm constant pentru oprirea avorturilor în lume. În al doilea rând, trebuie să ne implicăm activ în lucrările pro-viață. Prin activitatea pro-viață nu suntem doar activiști, ci oameni care ne opunem unei culturi a morții și devenim o voce pentru oprirea avorturilor. În al treilea rând, Trebuie să avem grijă de mentalitatea acestor vremuri. Toleranța erotică a înlocuit conceptul de abstinență sexuală sau castitate până la căsătorie. Nu în ultimul rând, dacă cineva dintre cei care aud mesajul acesta sau mesajul acesta a spus într-un alt context au trecut prin experiența unui avort, în harul și mila lui Hristos există iertare, vindecare și restaurare. Iată promisiunea lui Dumnezeu din Biblie. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, ca să ne erete păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9 Mi-aduc aminte de o asistentă care lucra într-un spital și într-o zi a avut o experiență care i-a schimbat punctul de vedere cu privire la avort. Până la ziua în care a avut experiența pe care o să vă prezint imediat, ea era Pro-choice, pro-alegere. Credea că uh, o femeie are dreptul să hotărască ce face cu uh, trupul ei și cu viața ei. Însă într-o zi uh, a intrat uh, în camera de nașteri și medicii făceau eforturi foarte mari ca să salveze un copilaș care se născuse în condiții dificile a ieșit de acolo amărâtă în sufletul ei, dar în același timp bucuroasă pentru că copilul a fost salvat și pe același hol, mai în față, într-o altă cameră, un medic făcea avort la o femeie. Și femeia aceasta, asistenta aceasta medicală a fost pusă în situația să vadă într-o cameră medicii care încearcă să salveze un copil care se naște și în partea cealaltă un alt medic făcea avort umorând un copil care era încă în pântecele mamei lui. Acest situație paradoxală, aceste imagini paradoxale au făcut-o să schimbe punctul de vedere și de atunci să gândească diferit cu privire la viață, la Dumnezeu, la valori și acum în momentul în care vă să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă cu oamenii aceștia dacă există Dumnezeu, dacă Biblia este adevărată, dacă raiul și iadul sunt realități? Ce ar trebui să facem în momentul în care se aduc argumente competente, pertinente, științifice cu privire la legitimitatea faptului că copilul de când se concepe este un om? dar într-un stadiu de dezvoltare inferior. El va crește tot timpul. Și când este născut, el e doar un copilaș, dar este un om. Apoi e un, adolesce un adolescent, dar este un om. Apoi este un tânăr, dar este un om. Apoi e un adult și un, un bătrân în final, dar este un om. Diverse stadii de dezvoltare. Stimați prieteni, fiecare dintre noi are dreptul să hotărască ce crede și ce face cu viața lui. Însă, aș vrea să vă chem în momentele următoare să ne oprim și să ne gândim la noi și la Dumnezeu. Ne-am născut într-o zi și a apărut certificatul nostru de naștere, și urmează să murim într-o altă zi și o să apară certificatul de deces. Iar viața noastră se derulează între aceste două momente și între aceste două certificate. Venim în lume cu idealul din mintea noastră dar nu practicăm decât realul. Și viața nu este altceva decât diferența dintre idealul ideilor noastre și realitatea faptelor noastre. Aș vrea să ne oprim și să ne rugăm conștienți de faptul că Dumnezeu este în ceruri, El este Creatorul nostru, într-o zi va fi judecătorul nostru, iar noi va trebui să dăm socoteală de convingerile noastre, de valorile noastre și de faptele noastre. Având toate aceste lucruri în mintea noastră, aș vrea să ne rugăm și fiecare să se roage ceea ce crede că este un răspuns al nevoii și întrebării din sufletul lui. Tată Ceresc, astăzi este o nouă zi din viața noastră. Sunt foarte mulți oameni care azi noapte au murit. Unii de bătrânețe, alții în accidente teribile. Noi suntem încă în viață prin harul tău vrem să-ți mulțumim frumos pentru această nouă zi. Împreună cu ziua aceasta ne-ai oferit o grămadă de oportunități, printre care și circumstanța să ne gândim la acest fenomen numit avortul. În numele Mântuitorului cerem din partea ta lumină peste sufletele noastre. Dă-ne, te rugăm, demnitatea de a nu gândi doar reprezentând punctul nostru de vedere, plăcerile noastre și dorințele noastre care de cele mai multe ori sunt absolut egoiste. Ajută-ne să gândim nu doar în perspectiva zilei de astăzi, ci dă ne înțelepciunea de a gândi în perspectiva eternității. Ajută-ne, Doamne, să aliniem viața noastră la voia Ta. Să ne punem voința la crucea pe care Hristos a murit pentru a ne ierta de păcatele noastre. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai iubit atât de mult, încât el a plătit în locul nostru, murind moartea noastră. Mulțumim că ne-ai oferit iertarea, de aceea te rugăm insistent, nu ne lăsa să ajungem din nou murdari. Ajută-ne să păstrăm haina aceasta albă a mântuirii, a restaurării, și să avem parte de mântuirea ta și de veșnicia pe care ai pregătit-o pentru noi ajută-ne să trăim respectând te pe tine în lumea aceasta, împlinind voia ta. Doamne, îți cerem ajutorul și mila ta să rămână peste noi, peste viitorul nostru și peste oamenii din casele noastre. Te slăvim în numele Domnului Isus, că ne a ascultat și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, a fost o onoare pentru mine să petrec clipele acestea cu dumneavoastră. Mă rog lui Dumnezeu să vă aducă liniște și pace în suflet. Pe data viitoare, la revedere!